Păi, Iulian, am stat de regizor și publicistul Romul. Bună seara tuturor. Trebuie să vă mărturisesc că este o pură întâmplare că m-am ajuns aici. Probabil că așa a fost voia acestor schiți pe care îi avem aici. Trebuie să mă întâlnesc părintele mine de câteva zile. O prietenă mi-a spus că este aici, l-am sunat, mi-a spus să vin și dar eu m-am cules de acolo din spate. Să spun pentru dumneavoastră câteva gânduri care legate de acești mari sfinți. Consider că pe oaselelor, pe tigrelor, stă acest neam la această oră. Fără ei, cred că ne-am fi prăbușit de mult. Sigur că ne sunt întărire, însă nu trebuie să ne lăsăm doar pe tânjală, cum se spune, doar gândindu-ne că ce mare au fost, ce bune au fost, ce sfinți au fost, iar noi să doar să-i privim din afară, fără să avem nicio fel de contribuție la ușul acesta către Hristos. La rândul meu am fost adus în biserică de sfinții ai închisorii. În primul rând, am avut acest, a fost un mare impact pentru mine această carte care, de care vorbea și părintele Vasile din Jurnalul Fericirii. Pentru mine a avut un impact extraordinar, pentru că am spus, dacă un om de o asemenea înălțime spirituală și de o cultură atât de mare, a ajuns monah, înseamnă că ceva important este în biserică. Nu putea un om de calitatea lui să vină în biserică. Și cum a ajuns și foarte bine acolo în Jilava, cum a fost botezat, alegând ortodoxia dintre pentru că acolo erau și părinții greco-catolici, erau și evanghelici, probabil, și de alte confesiuni. Însă el a știut să aleagă ortodoxia, pentru că a văzut în ea calea cea adevărată. Pornind, am avut, ce să vă spun, pentru mine a fost un șoc, numai cartea. Am fost la Rohia și acolo am avut surpriza să-l cunosc pe părintele Serafin Man. Repet, nu aveam nicio legătură cu biserica. Intram în biserică, doar mă mai închinam, dar nici, în niciun caz nu ajungeam la slujbe sau, sigur, mergeam de Paște, cum merge toată lumea, plecam cu lumina acasă, dar cam la asta se oprea toată biserica mea, să spun așa, era exterioară. Intrând acolo în mănăstire, mergând pe urmele acestui sfânt, eu așa consider, pentru mine a fost un sfânt, pentru că părintele Nicolae m-a dus în biserică. L-am cunoscut pe părintele Serafin Man, care probabil mulți știți, era bolnav de cancer când l-a botezat călugări pe părintele Steinhardt. El a fost trimis acasă, iar securitatea i-a tras atenția. Poți să faci orice, numai nu cumva să-l călugărești pe Nicolae, Nicule atunci, Nicolae. Și îi spune, deci orice, numai asta nu. Securitatea a spus foarte clar. Pentru că ei normal că îi ascultau convorbirile, știau care este motivul pentru care Nicolae Steinhardt la acea oră era la mănăstire. Cu toate astea, părintele Serafin, pentru că mai avea câteva zile de trăit, bineînțeles că n-a ascultat această poruncă a stăpânirii, și la botezat călugări. A doua zi, deși la botezat călugări cu încă trei ucenici în ascuns, a doua zi dimineața la ora 5 sau 6 mi-a povestit că
Deja securitatea, mașina securității era la ușă. Deci chiar dintre cei foarte apropiați ai părinte, unul dintre ei a turnat, ca să spun așa, la securitate. Vă dați seama până unde ajungeau, în ce intimitate puteau să ajungă acești cerberi ai regimului. Cert este că după acea întâlnire cu părintele Serafin Man, mediată de acest Sfânt Nicolae Steinhardt, am avut, deci pentru prima oară, am salutat mâna unui preot, mi se părea cu totul jignitor, ofensator să salut mâna unui bărbat și a unui preot cu atât mai mult, adică nu simțea. Ei, atunci a fost o scenă foarte simpatică, comică, chiar pentru că eu trăgeam de mâna părintelui să-i o salut. Părintele trăgea de mâna în jos, așa cum a făcut părintele Emilia din Eur, și cu forța până la urmă a reușit să-i salut mâna. Iar plecând de acolo am avut această... acel moment de pocăință, pentru că în autobuz, în autocar cu care venisem, eram studenți, eram un grup, o grupă de studenți care veniseră acolo, făceam practică la Academia de Arte în zonă. De fapt, am fost la Bistrița și de acolo am plecat la Rusia. Cert e că în autocar am început pur și simplu lacrimile să mi se reverse în continuu. Fără să am, nu știam, mi-era rușine, nu știam ce-i cu mine. A fost un moment extrem de puternic, pentru că acele lacrimi de pocăință cu care Dumnezeu m-a predicit să le am atunci, au fost semnul că biserica are o putere, Hristos, la vremea aceea, nu știa. Pentru mine era totul o tatonare. După acel moment în care mi s-a întâmplat după acest moment de pocăință, pe care, repet, n-a fost ceva dorit de mine, voit, a ieșit din mine. S-a întâmplat probabil și altora, adică sigur s-a întâmplat și altora, cu alte ocazii. Mi s-au povestit. Unul a poate chiar de aici, mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Ca să simtă suflarea Duhului Sfânt, care evident că nu aveam niciun fel de merit, dar pur și simplu a fost un semn pentru mine că în biserică este adevărul. Am ajuns apoi la un alt om de mare sfințenie, printr-un prieten care mi-a spus, am fost la el imediat, la o scurtă perioadă și am spus că am nevoie de un duhovnic și el, văzând, așa spune, zice, da, pentru intelectuali, zice, Părintele Voicescu. Părintele Voicescu, care mulți poate știu, mulți poate nu știu, cei mai tineri din anii 90, a avut un foarte mare rol social, adică s-a implicat extrem de mult în această curățire a țării și încercare de a pune pe o cale creștină, societatea românească. A încercat, sigur că da, a încercat, a făcut tot ce a putut, a ales așa, cules dintre cunoscuții, oameni pe care i-a dus la Hristos. Eu sunt unul dintre ei, a fost primul meu duhovnic. Și știți că a făcut foarte, foarte mulți ani de mușcărie. Părintele Voicescu Constantin, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut pușcărie și sub
Antonescu a făcut și sub Carol al doilea, a făcut și sub comuniști, deci a prins toți anii, încă din frage de tinerețe. Ce putere putea să aibă, ce forță duhovnicească putea să aibă Părintele Băicescu, care părea extraordinar de trunt, era înalt, slab, cu ochii care te strădeleau cu un nas puternic mare, coloiat. Era ca un vultur. Și inițial, când m-am puțin m-a speriat ce caut eu aici, ce o să-mi facă, aveam păcate ca nimeni altul, sigur. Mă duceam pentru prima oară la spovedit. Și abia atunci am văzut câtă blândețe, câtă bunătate, câtă dragoste putea să aibă un om care a văzut iadul. Pentru că noi nu ne putem imagina ce a fost în închisorile comuniste. Nici, probabil că nici o zecime, sau, mă rog, e un grad de foarte greu de anticipat și de acceptat, pentru că suntem extraordinar de departe noi, obișnuiți cu un anumit confort de pătimire prin care au trecut acești oameni cu totul excepțional, pe care Dumnezeu a vrut să ni dea nouă ca Sfinții, pentru ca să, pe care să-i avem ca modele, pentru că ei ne sunt la această oră modelele în viața noastră, pentru că sunt și foarte apropiați, pe mulți i-am cunoscut, nu-i așa, i-am cunoscut și pe Părintele Calciu, pe Părintele Iustin Bârbu. Sunt mulți oameni cu care am avut plapostofenia dată de Sfânta Treime, ca să trăim în preajma lor și să-i vedem și să-i ascultăm. Aici l-am ascultat pentru prima oară pe Părintele Calciu, gemeau tot așa toate balcoanele de oameni. Aici a pus Părintele Calciu și piatra de temelie, s-a pus o cruce aici, urma să se facă o bisericuță aici în curte, din păcate acel Remus Cernea, pe care îl știți cu toții, și acum a împiedicat ridicarea acestei biserici în curtea acestei facultăți. Sunt foarte multe de spus. Eu am evlavie la foarte mulți sfinți a închisorilor. Îl consider de asemenea Sfânt pe Mircea Volcănescu, pe care toată lumea știe ce înălțime spirituală, duhovnicească, dar și ce forță intelectuală putea să aibă, pentru că a fost un teolog foarte bun, de o subțirime, cine a citit articole de o mare subțirime teologică, și om care a luptat pentru cauza bisericii încă de atunci, pentru că și atunci au fost tot felul de ispite, ca să spun așa, scolastice, pentru că era foarte multă influență occidentală în epocă. Asociația Studenților Creștini, la acea oră, unde el fusese președinte. Ea a fost, acea asociație a fost pusă, fondată de anglicani, pe structura lor. Deci erau ASCR-uri, da. Actualul ASCOR, să ne înțelegem. Deci ASCOR-ul de atunci, ASCR-ul, era pus pe bază protestantă. Și ei au luptat foarte mult atunci. Uneori chiar împotriva unor profesori de teologie sau care erau foarte apropiați de
acest spirit occidental, unii își făcuseră studiile acolo, mă rog, asta contează mai puțin. Contează spiritul, în care înțelegi Duhul Ortodoxiei, dacă îl înțelegi, poți să faci studii oriunde. Însă, e și foarte greu de păstrat acest Duh al Ortodoxiei. Vulcănescu a făcut tot ce a putut la acea oră. Cuviosul martir Mircea Vulcănescu a încercat să ducă lucrurile acolo pe făgașul lor, pe făgașul lor tare, pe făgașul lor ortodox. A fost și un mare filozof, a fost un sociolog extraordinar, practic școala lui Puschi s-a fondat și a stat pe munca lui, în mare măsură. Au fost, în acea pușcărie, au fost oameni cu totul și cu totul ieșiți din comun, de care nu suntem la înălțimea cărora probabil că nu o să ne putem ridica niciodată. Și e important să știm asta, că avem o mare datorie către ei, către acești sfinți care și-au sacrificat viața aceasta pământească, dându-și-o în mâna Domnului, mâna lui Hristos, pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, toți cei care suntem aici, prezenți, fiecare dintre noi care mergem în biserică și duminică la Sfânta Liturghie, purtăm cu noi această putere pe care ne-o dau acești sfinți. Pentru că vremurile sunt extraordinar de tulburi și fără rugăciunile lor, probabil că bisericile ar fi goale. Și acest pericol încă nu este depășit, pentru că vedem bine că acest val secularist din Occident începe mai ales prin mass media, în special prin mass media. Țin să spun, eu am lucrat în televiziune și trebuie să vă spun că la ora actuală presa este coloana a cincea a ateismului în România. Deci nu există forță mai puternică împotriva bisericii la această oră decât presa. Și ați văzut zilele trecute cazul acelei fetițe, mă rog, nu mai e chiar o fetiță, e o fată de 15 ani, cum a fost manipulat de presă în așa fel încât să lovească în biserică. Deci, păi, nu e interesat deloc cazul în sine, pentru că dispar fete probabil o dată pe săptămână, dacă nu mai des. Sunt multe rețele de traficanți de carnebie, cum se spune, sunt multe fete care cad în această capcană și cad victime ale acestor traficanți. Nu face presa atâta scandal, nu? Adică nu aduce în fața aceste cazuri. Nu există celulă de criză la guvern, nu există niciun fel de problemă în mass media și în SRI, că am înțeles că a fost căutată și cu SRI-ul, decât atunci când acea fată merge la mănăstire. Dacă mergea pe centură, să mă iertați, nimeni n-ar fi avut nimic de obiectat. Dacă mergea cu tot o altă parte, eu știu, dacă fugea un iubit și pleca din țară, lua avionul și pleca nu știu cum, nimeni n-ar fi făcut niciun fel de atâta tapaj. Ce se întâmplă este un mare scandal în ziua de astăzi, adică loviturile date bisericii și de către anumiți politicieni. Și aici trebuie să știți, probabil, că a fost votat acel raport Lunacek care deschide calea homosexualității în toată Europa,
de către politicieni români, care, pe care un neam creștin, ca al nostru, i-a trimis acolo, evident că mulți dintre cei care i-au votat habar nu aveau în ce direcție o vor lua acești oameni în Parlamentul European. Și cu toate astea, deși au pornit din rândul acestui neam eminamente creștini, acești oameni au votat acest raport care dă direcția politică în Uniunea Europeană pe acest segment de ideologie homosexuală care va fi pedepsită extraordinar de astru, vorbesc de cei care se vor opune ei, vor fi extrem de persecutați din acest motiv. Ar fi multe de spus și mă iertați că am venit neinvitat și am fost pus să vorbesc complet nepregătit la această minunată adunare în cinstea acestor sfinți care ne înconjoară iar. Vreau să termin doar atât cu aceste cuvinte pe care le-a spus și mie Părintele Iustin Pârvu, probabil că le-a spus-o și multora și lucruri pe care l-a afirmat fără niciun fel de ocoliși. Dacă vrem ca această țară să meargă mai departe, spunea Părintele, faceți familii creștine, faceți copii în ciuda celor din jur, în ciuda familiilor voastre. Se vor opune părinților, se vor opune doctori, pentru că să faci copii în ziua de astăzi este un scandal. Din punctul lor de vedere, din punctul medical, să spunem așa, mi se pare anormal și aici vreau să fac o foarte scurtă paranteză. Zilele trecute, mă rog, acum două săptămâni, mi s-a născut ultimul copil și inițial, deci mi-am adus aminte de ce spunea un medic după cei patru care mi-au venit în foarte scurt timp, am avut gemene la început. Și mi-a spus, zice, sunteți inconștienți. Cum aceasta... Mi-a ținut o teorie întreagă, pentru că acei copii vor veni cu un bagaj genetic din ce în ce mai slab, nu știu pe ce se baza, și vor veni din ce în ce mai mai slabi și mai puțin, mai puțin puternici ca fizic, ca tărie. Și cu toate astea, eu observ de la un copil la altul, mi s-a născut al nouălea copil acum. Greu ca de pe soție, pe femeie, totdeauna va cădea pe femeie. Bărbatul poate de acasă, mai are treabă, femeia săracă face același lucru zi de zi, noapte de noapte, este o mare, mare jertfă pe care noi bărbații facem așa, gesturi puternice, gesturi empatice de multe ori. Să femeile în frumusețea și smerenia lor fac această dragoste către familie în liniște, în modestie, în mare smerenie. Și de asta consider femeile în România le consider mult mai puternice decât bărbații în zilele noastre. Să mai ierte bărbații, dar eu am observat lucrul ăsta. Am văzut femei de mare jertfă în jurul meu și bărbați mai puțin jertfitori decât m-aș fi așteptat. Dar ca să revin, vreau să vă spun că toți cei nouă copii ai mei au fost din ce în ce mai mari. Deci s-au născut din ce în ce mai grei. La modul fizic, au fost mai mari. Deci, teoria asta pe care medicii o spun, eu sunt o prostie pe care pot să o anulez imediat. Deci, prin exemplu pe care l-am văzut în
ceea ce spune Părintele Iustin Bârbu este extraordinar de important. Familii creștine, dacă reușim să facem familii creștine, putem să ducem această țară mai departe cu identitatea ei, cu tăria ei, cu bagajul ei, cu etosul ei, cu toate datele pe care această minunată țară ni le-a dat, ni le-a amprentat. Suntem sub amprenta ortodoxiei, pentru că această țară nu poate fi imaginată în afara ortodoxiei. Și această ortodoxie, cum spunea și părintele Steinhardt și nu numai el, această ortodoxie a dat tărie ca această țară să meargă mai departe, să existe, pentru că sunt mulți istorici care nu înțeleg, pentru ei este un miracol faptul că România există ca stat, dar România poate să dispară ca stat dacă ortodoxia din conținută în această țară va dispărea. Fără ortodoxie, România va dispărea. Așadar, faceți familii creștine și iubiți ortodoxia, pentru că e cel mai mare dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Vă mulțumesc tare!